Deschidem Sfânta Scriptură la un text bine cunoscut care se potrivește cu ziua de azi și cu sărbătoarea din mijlocul nostru, Efeseni, capitolul 6, versetele 1 la 3. Efeseni, capitolul 6, versetele 1 la 3, pagina 1149. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Împreună cu soția, împreună cu toți cei care ne însoțesc sau pe care îi însoțim noi de la Arizona, permiteți-mi să vă salut în numele Domnului, transmițându-vă mult har, pace și binecuvântare din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze! Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră în această seară. N-am mai fost niciodată așa de mulți de la Happy Valley între dumneavoastră, împreună cu doi frați din conducerea bisericii, fratele Romi Rus, fratele Tuțu Tipei, vă rog să vă ridicați, așa pe rând, împreună cu patru dirijori, vă rog să vă ridicați, dirijorii, fratele Coman, fratele Jimon, fratele Nichitean, fratele Romi, Domnul se binecuvântează, împreună cu doi dintre frații cu care am călătorit în Siberia, de-abia ne-am întors joi dimineața, fratele Romi Rus și fratele Marius Smocot, frate Marius, și el și-a udat picioarele de data aceasta în lucrarea de misiune, împreună cu întreg corul bărbătesc care a putut să vină, unii au rămas acasă, vă rog să vă ridicați, și cei care însoțesc, surorile, frații care au venit de la Happy Valley, vă rog să vă ridicați pentru câteva momente. Domnul să vă binecuvinteze pe toți cei de la Betania și pe noi care am venit. Beche și Glenn, nu știu cum ați manevrat lucrurile, că ați reușit la sărbătoarea familiei voastre să adunați așa de mult și să mobilizați pe cei de la Happy Valley. De fapt, corul bărbătesc de multă vreme a avut intenția să vină, dar acum a folosit prilejul acesta și este bucuria noastră să fim împreună cu voi. Beck împreună cu părinții s-au mutat cu mulți ani în urmă de la Chicago în Arizona. Când au sosit, Beck era o copilă mică, câțiva anișori, de o seamă cu fata noastră mai mare. Și foarte interesant că și semănau. Când i-am văzut, zic, măi, astea dacă le pui împreună, parcă surori. S-au și împrietenit imediat și profitând de timpul frumos de la Arizona, erau mai mult la bazin. Dacă ar fi depins de ele, cred că nu mergeau la școală, erau ca rațele în apă. Vizitând familia Secară, i-am întrebat cum se simt la Arizona. Și mi-a zis, cum să ne simțim, că suntem ca în vacanță, dar asta e o vacanță continuă. Noi am avut așa ceva numai când mergeam în vacanță, dar acum ne-am mutat la vacanță. M-am bucurat că se simt bine și s-au integrat în viața bisericii. Beche a crescut și un fecior de la Betania din Chicago a adus-o înapoi acasă. Domnul se binecuvântează pe Glenn și pe Beche. Între timp și fata mea mai mare s-a căsătorit și ea. I-a dat Domnul un băiat, cam de o seamă cu băiatul ei, a lor. Beche și Glenn au avut o fetiță, fata noastră mai mare va avea și ea un copilaș spre sfârșitul anului, pentru cei care n-ați știut, de la Happy Valley. Am dat secret afară. Dar încă ceva vă mai spun vouă, că acum sunteți privilegiați, și a doua fata noastră care e căsătorită va avea un baby cu ajutorul Domnului până la sfârșitul anului, deodată cu sora ei, și Jessica și Laura, așa a hotărât Dumnezeu să aibă doi copii deodată
poate chiar în aceea zi. Așa zice medicul, sau la o zi diferență. Slăvit să fie Domnul că am ajuns să fim bunici, familie Gaude și familie Secară. E fain. E mai fain să fii bunic decât să fii părinte. E mai fain, e mai frumos, dar trebuie să treci prin suferința creșterii copiilor ca să te bucuri de nepoți. Domnul să binecuvânteze toți părinții și toate mamele din adunare. Happy Mother's Day în această zi specială și binecuvântată. Domnul să își îndrepte privirile înspre noi toți în această seară în continuare și să ne bucurăm de timpul pe care Domnul l-a pregătit pentru noi. Aș dori cu ajutorul Domnului să aduc un mesaj foarte simplu, foarte practic, care se îndreaptă în mod special pentru toți cei care au părinți și în mod special pentru cei care sunt mai tineri, ținând cont că este ziua mamei azi. Nu că în alte zi nu ar fi, în fiecare zi ar trebui să fie ziua mamei, dar azi, pentru că așa sărbătorește lumea în care trăim, societatea aceasta, ne alăturăm și noi, pentru că cred că ne iubim mamele mai mult decât cei din lume. Domnul să ne ajute. Am intitulat mesajul: cum să cinstești mama? Cum să-ți cinstești mama? Și toți cei care avem mame ne simțim privilegiați, pentru că mai sunt printre noi, oricât de în vârstă ar fi. Și primul gând care aș dori să îl aduc în fața dumneavoastră și să reprezinte primul răspuns la această întrebare: iubiți tineri, cum să-ți cinstești mama? Să nu îi întorci vorba și să nu folosești cuvinte insultătoare sau nepotrivite când vorbești cu mama ta. Efeseni, capitolul 4, versetul 29, spune cuvântul: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Dacă acest verset trebuie aplicat undeva, mai mult ca oriunde trebuie aplicat în casă și în relația cu părinții și cu mama. Cred că trăim un apogeu al obrăzniciei și lipsei de respect în lumea noastră. Nu cred că a mai fost o vreme în care tinerii sau copiii să fie mai obraznici și mai fără respect față de părinți, față de cei mai în vârstă, cum sunt în zilele noastre. Aș vrea să cred că lucrul acesta nu e adevărat pentru cei din biserică, dar e imposibil să nu influențeze copiii noștri. Trăim într-o vreme în care e o rușine să asculți de părinți. Dacă ai depășit vârsta de 11, 12, 13 ani, deja ești macho, deja ești grozav, deja le-ai învățat pe toate și nu-i nimeni ca tine. Și a spune prietenilor că trebuie să mergi acasă pentru că așa a stabilit mama și tata, e o rușine, it's embarrassing. Ești un fel de chicken în engleză, un fel de găină fricoasă. Cum adică, tu asculți de părinți? Pe tine părinți te comandă? Și trebuie să se scoată copiii noștri. No, not really, dar totuși părinții mei. Și cumva se scuză că ar trebui să asculte și le pare rău că trebuie să asculte. Asta e o aberație, e o nebunie unde a ajuns societatea aceasta. Un lucru care ar trebui să fie normal, e anormal. Să respecti pe tata și pe mama, să vorbești frumos, să te adresezi frumos, să te comporți frumos. Mai văd uneori când ajung la un Walmart, la un magazin undeva, copil de un an de zile, de doi ani, că își pălmuiește mama puternic. Și reacția: he's so cute. E așa drăguț copilul. Nu știu ce-o fi drăguț despre acțiunea respectivă, dar mă uit și n-am cuvinte. Mai văd uneori tot așa, stând la
magazin, la un rând sau la o bancă, copil care se supără, se enervează că nu i-a cumpărat mama sau tata jucăria, sau știu eu ce a vrut el de la magazin, așa de tare se supără și se enervează că strigă "I hate you, I hate you". Asta în limba română e "te urăsc, te urăsc". Copilul de 4 ani, de 5 ani, de 6 ani, către mama lui. Și lumea se uită, unii zâmbesc, unii nu știu ce să spună, ce răspuns se dea, și eu mă îngrozesc. Și noi ne îngrozim. O lipsă de respect totală, vreau să zic, pentru oamenii fără Dumnezeu, dar pentru noi, poporul lui Dumnezeu, și pentru copiii noștri. Ei cred că au învățat să fie respectoși, să vorbească frumos, să spună "Yes, mom. Do you need my help, mom? Mai pot să fac ceva pentru tine?" La noi nu există reacția "Nu vreau". Eu am știut că așa ceva nu se poate. Noi care suntem așa pe la 50 de ani, nu cred că am fost mai cuminți ca copiii din zilele noastre. Dar au fost niște reguli. Una dintre ele, n-ai voie să întorci vorba la mama. Dacă întorceai vorba, s-ar putea palma cuiva, ori a mamei, ori a tatălui, ori a fratelui mai mare, să-ți astupe gura, să o acopere dintr-o dată și să se lase cu vai. Pentru că regula era, nu întorci vorba, n-ai voie să fii obraznic, mama trebuie respectată. N-ai voie să-i spui "nu mă duc". Când mama spune "copile, du-te până în garaj și adu-mi găleata", n-ai voie să spui "nu mă duc". Noi, pentru că n-am fost mai cuminți ca și copii din zilele noastre, n-am ascultat-o întotdeauna. N-am făcut întotdeauna ce a zis, dar nu i-am întors vorba. Am știut să tăcem. Era ceva normal. Iubiți tineri, iubiți copii, cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 15, versetul 20, spune "un fiu înțelept aduce bucurie tatălui său, dar omul prost își disprețuiește mama". Omul prost, limbajul popular românesc, își disprețuiește mama. Numai un om fără minte își disprețuiește mama. Un om înțelept, un om cu frică de Dumnezeu, vorbește cu ea frumos. Dumnezeu să binecuvinteze familiile din adunare cu copii care se comportă așa. Și zic amin și eu și dumneavoastră la aceasta. Apoi, al doilea gând. Cum să-ți cinstești mama? Nu faci nimic care să-i aducă rușine. Nu faci nimic care să aducă rușine mamei. Întotdeauna ești cercetat de gândul acesta. Să nu-mi fac de rușine mama. Să nu-mi fac de rușine părinții. Asta înseamnă că copilul cunoaște dorințele mamei, cunoaște gândurile mamei, cunoaște voia mamei, cunoaște intențiile mamei, cunoaște ce ar vrea mama din partea lui, și copilul, chiar dacă e singur, se gândește la lucrul acesta și spune "n-aș vrea să afle mama și să o fac de rușine". Oare se mai gândesc tinerii în felul acesta în zilele în care noi trăim? Nu vreau să-mi fac de rușine mama sau părinții. Proverbe, capitolul 23, versetele 24 și 25 spune așa: "Tatăl celui drept va avea mari bucurii. Cine are un fiu înțelept se bucură de el. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se înveselească cea care te-a născut".
Părintele are copii pentru ca, după cum cresc copiii, să se bucure, să se simtă împliniți, să fie satisfăcuți, că n-au muncit degeaba, nu s-au ostenit degeaba. Lucrul acesta nu se poate realiza cu un copil care își face de rușine părinții. De câte ori nu au avut loc discuții în familiile dumneavoastră, în familiile noastre, măi, să nu ne faceți de rușine, să nu ne faceți de rușine. Ei, egoismul, individualismul spune, dai viața mea, nu vreau să mă gândesc eu la tine, ce-ți place ție. Mamă și tată, tu ai făcut ce ai vrut, ce ai știut, eu vreau să fiu fericit. Nu vreau să mă gândesc tot timpul la tine. O gândire bolnavă. Înainte de a face ceva, înainte de a te duce undeva, puneți întrebarea, locul unde mă duc sau acțiunea în care mă implic va aduce cinste sau rușine mamei? Va fi o binecuvântare pentru mama mea când va auzi? Se va bucura? Va da slavă lui Dumnezeu? Sau îi va produce întristare? Oare numai părinții trebuie să se gândească la copii? Oare numai părinții trebuie să iubească, numai părinții trebuie să investească și totul pentru binele copiilor? Oare copiii, în schimb, nu ar trebui și ei și tinerii să se gândească la ceea ce mama și tata dorește? Dumnezeu să binecuvinteze copiii și tinerii din adunare cu acest mod de gândire. Din experiența personală, nu pot să mă laud. Vreau să vă spun înaintea Domnului că am fost un copil foarte ascultător. Nu pot să mă laud, că n-aș fi corect înaintea Domnului. Am fost chiar cam neastâmpărat. De multe ori n-am ascultat când mi s-a spus, am trimis comanda la fratele meu mai mic. Așa de fapt începea la noi în casă. Mama îi spunea la sora mea mai mare, sora mea mai mare transmitea comanda mie, eu transmiteam comanda la fratele meu mai mic și fratele meu mai mic nu mai avea la cine să transmită comanda și el lua găleata și mergea și aducea apă de la Fântâna Popei, alerga afară în șopron ca să aducă lemne și așa mai departe. Deci el a fost și cel mai cuminte de la noi din familie, pentru că așa a fost natura lui sau că n-a avut o altă șansă de scăpare. El când se uita în dreapta să predea comanda, n-avea la cine și așa că n-avea de ales. N-am putut și nu pot să mă laud că am fost deosebit de ascultător. Și exemplul acesta nu-l dau ca o scoatere în evidență a calităților mele de fiu sau copil, dar ce știu că a sădit Dumnezeu în inima mea de copil a fost frica și respectul și aprecierea. Întotdeauna m-am gândit să nu aduc rușine părinților, chiar și când făceam ce nu-i bine. Și atunci mă gândeam să nu afle cumva cineva și să mă spună, ca să-mi necăjesc părinții, să sufere din cauza mea. Și mult mai târziu, după ce m-am întors la Domnul, mi-am dat seama că această calitate, de fapt, și prin această calitate sădită în inima mea, Dumnezeu m-a mântuit și m-a salvat. Dumnezeu m-a întors la El pentru respectul care l-am avut față de părinți. Și am să vă spun, cred că la noi în adunare am zis odată, dar de, poate de trei ori în viața mea, în vreo adunare, am mărturisit într-un mod mai direct cum am întors la Domnul și ce s-a întâmplat în viața mea. Eram un tânăr la 18 ani, în vacanța de iarnă acasă. Între Crăciun și Anul Nou, a vizitat satul nostru și casa noastră și bisericuța noastră care se ținea la noi în casă, un frate din Sebeș Alba, fratele Titus. Cred că mai trăiește și azi. El ne-a vizitat, eu n-am văzut pe omul acesta niciodată, dar era un predicator, un om al lui Dumnezeu și tata l-a cunoscut, probabil că în călătoriile lui tata l-a vizitat și fratele acesta a ajuns în casa noastră, în dimineața aceea s-a ținut slujbă la noi în casă.
Eu eram tânăr destul de înalt, crescut la 18 ani, și stăteam printre cei 15, probabil, frați și surori de la noi din sat. Eram și eu acolo. Tata a predat slujba fratelui acesta Musafir. Și fratele Musafir conducea slujba în dimineața aceea. La țară nu era mare lucru de condus. Dar fratele, după ce s-a terminat ora de rugăciune, a făcut următorul anunț. După ce se încheie rugăciunea în comun, fratele tânăr, Cornel Avram, ne conduce în rugăciune. Și va mulțumi Domnului pentru slujba de rugăciune. Cu o săptămână înainte, eu refuzaserăm o astfel de solicitare, pentru că eu nu eram pocăit. Eu eram plecat de acasă, la Baia Mare, făceam liceu acolo, departe de părinți, stăteam într-o familie care nu cunoștea pe Domnul, nu mergeam la biserică, nu mă rugam, nu citeam Biblia. Nu eram pocăit, deși că am crescut din familie de pocăiți. După oricare standard, nu eram un copil pocăit. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Și când am fost solicitat cu o săptămână în urmă să rostesc o rugăciune, fiind doar frații din sat, am zis, nu mă rog, nu mă puneți pe mine, că n-am ce să mă rog, că eu nu mă rog niciodată singur. Și nici nu-s vrednic să mă rog eu ca o persoană în numele celorlalți. Și am refuzat rugăciunea. De data aceasta m-au trecut transpirațiile. Mă uitam la fratele Titus și mă gândeam, ce se leagă omul ăsta de mine? Eram chiar nervos. Ce are omul ăsta cu mine? Vine la noi în casă aici și mă pune pe mine să mă rog. Dar ce are el cu mine? Dar nu mai puteam să fug, nu mai puteam să mă ascund, nu mai puteam să mă eschivez. Am zis, n-o să mă rog, dar dacă nu mă rog, îmi fac de rușine părinții față de omul ăsta. Dar cum să mă rog, că nu știu să mă rog dacă nu m-am rugat niciodată așa cum se roagă sau trebuie să roage un credincios. În timpul rugăciunii în comun am avut o luptă lăuntrică, să mă rog, să nu mă rog, să mă rog, să nu mă rog. Și am început să mă rog ca Domnul să mă învețe cum să mă rog. Și am zis, Doamne, o să mă rog acum, că să nu chinuiesc pe mama și tata să le fie rușine de mine față de un om străin, ajută-mă, Doamne, și dăm cuvinte în rugăciune. S-a terminat rugăciunea în comun, mi-am deschis gura și am început să mă rog. Transpiram bietul de mine și curgea transpirația pe spinare și pe față, mă ștergeam, dar am făcut o rugăciune. Cum am făcut rugăciunea aceea, nu mai țin minte, dar am făcut o rugăciune și nu m-am împiedicat în rugăciune. S-a terminat rugăciunea cu oameni. M-am pus jos pe bancă, obosit, terminat. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc. În inima mea îi mulțumeam lui Dumnezeu că am scăpat, Dumnezeu m-a salvat. Uite că nu mi-am făcut de rușine părinții, omul ăsta o să creadă că eu sunt băiat cu minte, sunt băiat pocăit, un băiat cu merită părinții mei credincioși să aibă. M-am așezat pe bancă, fratele a continuat să conducă slujba, a zis fraților, cântăm o cântare în comun, împreună, ne bucurăm și apoi... Eu mă gândesc că fratele tânăr, Cornel, poate să ne dea un îndemn și să aducă cuvântul Domnului înaintea noastră. Nu știu ce s-a întâmplat, probabil că i s-a părut că m-am rugat bine. Mi-a dat Domnul cuvinte în rugăciune și o să zic, mă, stai bea cu minte, stai bea pocăit, poate să predice. Eu eram foarte rușinos de felul meu când era vorba de... așa ceva. Nu m-am văzut niciodată ca și copil, nici predicator, nici recitator, nici om care se ridică în public în fața mulțimii. Niciodată nu m-am văzut. Eu de-abia am apucat să mă bucur că am scăpat de rugăciune și când am auzit bomba aceasta, din nou au început transpirațiile, emoțiile, m-am roșit tot, inima a început să bată și o luptă în mintea mea care e greu de descris. Și acum am luat problema foarte în serios. Și am zis, Doamne, ce să fac?
n-am eu cum să mă ridic în fața mulțimii. Atâta minte am avut că știam că nu-s vrednic să mă ridic, să predic, să dau îndemnul la alții, eu care sunt nepocăit, eu care nu-L cunosc pe Domnul cu adevărat, eu care nu sunt născut din nou, eu care nu mi-am predat viața Domnului, eu care nu merg la biserică, eu care nu citesc Biblia, eu care nu mă rog, n-am ce să stau în fața celorlalți. Și am dus o luptă lăuntrică și am zis, Doamne, ce-i de făcut acum? Ce să fac, Doamne? Dacă refuz, iar îmi fac de rușine părinții. Dacă mă ridic, mă fac de rușine pe mine, că n-am predicat niciodată, nu știu să predic și nu merit să predic. Doamne, acum ar fi o ocazie bună să mă ajuți, Doamne. Nu, n-am avut nevoie de ajutorul Tău niciodată cum am nevoie acum. Mi-am luat inima în dinți și m-am plecat pe genunchi, așa cum am văzut că se roagă predicatorii înainte de a se ridica la predică. În timpul cântării m-am rugat pe genunchi. Și vă spun, fraților, înaintea Domnului, că a fost prima rugăciune adevărată a vieții mele, în care am zis, Doamne, nu sunt vrednic să stau aici. Nu sunt vrednic să predic și nu știu să predic, Doamne. Dar acum e momentul în care Tu, Doamne, ai putea să mă primești, ai putea să mă ierți, ai putea să-mi schimbi inima, Tu n-ai nevoie de mult timp să mă transformi. Doamne, Te rog să mă ierți pentru toate păcatele mele, pentru toate greșelile mele. Te rog să mă primești înaintea Ta. Te rog să mă curățești. Și, Doamne, dacă Tu mă scoți din încurcătura asta, dacă Tu mă ierți și mă înveți să predic, ca să nu-mi fac de rușine părinții astăzi, eu îmi predau viața în mâna Ta și eu am să slujesc Ție cât trăiesc, Doamne. Acum e momentul în care am nevoie de Tine. Și dacă Tu mă iubești, salvează-mă și scoate-mă din necazul ăsta. Am terminat rugăciunea, m-am așezat jos și cu emoție m-am ridicat în picioare. Nu știu exact ce am predicat, dar știu că am predicat despre dragostea lui Dumnezeu. Și am căutat să arăt că dragostea lui Dumnezeu ne adună pe toți împreună și dragostea lui Dumnezeu ne mântuiește și că Dumnezeu ne iartă. Știu doar că am predicat 100% prin inspirație divină. N-aveam decât în minte, nu aveam decât o frază. Și când se termina fraza respectivă, mintea mea era goală. Era ca o coală goală de hârtie pe care se scria câte o propoziție odată. Și ziceam, dacă nu mai vine nimic în minte, am să spun amin. Și apoi se mai lega încă o frază și ziceam, dacă nu vine nimic în minte, o să spun amin. Toată predica a fost o inspirație, pentru mine a fost ca o prorocie. Și am predicat, cred că vreo 15 sau 20 de minute, te transpirând și plângând. Nu mi-am dat seama ce se întâmplă în jurul meu, decât că câteva persoane am văzut că plâng, nu știam exact de ce plâng, dar ce eram conștient că se întâmplă era nașterea mea din nou și transformarea mea. Nu știu dacă s-au pocăit oamenii atunci la predica aceea, dar eu m-am pocăit. La predica aceea m-am pocăit eu. La predica aceea m-a transformat Dumnezeu pe mine. Și după ce am terminat predica, am șezut jos pe bancă și apoi am rostit rugăciunea ca un om nou. Și lucrul acesta s-a realizat datorită respectului care l-am avut față de părinți. Nu am vrut să-i fac de rușine, la asta m-am gândit. Și nu știu cum a pus Dumnezeu gândul acesta în inima mea, dar asta m-a determinat. Și din ziua aceea, hotărârea mea a rămas în picioare. Din ziua aceea am slujit Domnului, din ziua aceea am... După ce s-a terminat vacanța, am plecat înapoi în oraș, la Baia Mare, mi-am făcut noi prieteni, am început să merg la biserică, la grupurile de rugăciune și până în ziua de azi, prin harul lui Dumnezeu, am căutat să slujesc lui Dumnezeu și să fac voia lui Dumnezeu. Dar întotdeauna mi-aduc aminte cu plăcere și cu bucurie și cu satisfacție de ziua și momentul în care Dumnezeu a lucrat într-un mod așa de minunat în viața mea și cum a găsit Dumnezeu modalitatea ca să mă întoarcă la El și să-mi cucerească inima. Dumnezeu m-a convins atunci că El mă iubește pe mine, nu numai lumea întreagă. Am știut că Dumnezeu iubește lumea, dar pe mine am crezut că nu mă iubește Dumnezeu, pentru că eu nu sunt un copil ascultător. Eu știu ce trebuie să fac un om și nu fac. Eu
Știu ce am fost învățat de părinți, dar nu mă interesează. Am înțeles că așa cum sunt, Domnul mă iubește și mă vrea pentru El. Și cuvântul din seara aceasta s-ar putea să fie pentru unul sau doi sau cinci tineri care n-ascultă de Dumnezeu, care nu slujesc lui Dumnezeu, chiar dacă au educația de acasă, chiar dacă au o inimă și un gând bun și ar vrea să slujească Domnului, dar încă nu s-au hotărât să facă lucrul acesta. Vreau să vă spun că Dumnezeu vă iubește, Dumnezeu te iubește pe tine, oricine ai fi în seara aceasta. Și te cheamă și mă cheamă împreună ca să cinstim pe cei mai în vârstă, pe părinți și în mod special, pe mama. Cuvintele noastre nu trebuie să fie cuvinte de insultă, cuvinte de jignire, ci cuvinte care să aducă bucurie și satisfacție celor care ne-au crescut. Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. Apoi, în al treilea rând, ce înseamnă să cinstești mama? În termeni foarte simpli, înseamnă să o asculți. Să o asculți. Când îți spune ceva, să faci. Când te roagă ceva, să împlinești. Să nu spui că nu vreau, că nu pot sau că nu mă interesează. De fapt, așa de important a fost această poruncă în Vechiul Testament, încât Dumnezeu a lăsat o provizie în lege să-i omoare, să-i ucigă cu pietre pe copiii care nu ascultă de părinți. Deuteronom 21, la versetele 18 la 21. Dacă un om are un fiu neascultător și răzvrătit, care nu ascultă de tatăl și de mama lui și nu ascultă nici după ce l-au pedepsit sau l-au disciplinat, părinții să-l aducă înaintea celor din sfatul bătrânilor la poarta cetății și să le spună: acest fiu al nostru este neascultător și răzvrătit, nu ascultă de noi și este un risipitor și un bețiv. Atunci toți oamenii din cetatea lui să-l omoare cu pietre. Să nimiciți astfel răul din mijlocul vostru. Toți izraeliții vor auzi și se vor teme. Așa că e o măsură drastică. Uneori ne punem întrebarea, cum ar fi posibil un părinte să-și ia copilul, să-l ducă în fața cetății și să permită, și nu doar să permită, să ceară să fie împroșcat cu pietre? Ne punem întrebarea, cum e posibil lucrul acesta? Dar acum dați-mi voie să pun o întrebare retorică. Ce părere aveți? Mulți copii au fost omorâți așa? Mulți sau puțini? Foarte puțini. Poate chiar deloc. Poate chiar deloc. Dar legea a existat. De ce? De ce a existat această lege? Izraeliții vor auzi și se vor teme. Adică nu o să fie copii neascultători și răzvrătiți și rebeli. Copiii vor asculta de părinți pentru că ei știu că părinții au dreptul acesta să administreze disciplină și pedeapsă, chiar pedeapsa cu moartea. Iată-l pe Samson, un tânăr binecuvântat de Dumnezeu, un tânăr ales de Dumnezeu încă din pântecele mamei lui. Iată-l pe Samson, un tânăr rebel, un tânăr încăpățânat, un tânăr care nu ține cont de sfatul părinților. În Judecători, capitolul 14, de la versetul 1 la 3, cuvântul ne arată: Samson s-a dus la Timna și a văzut acolo o filisteancă tânără. Când s-a întors, și-a anunțat tatăl și mama și le-a zis: am văzut la Timna o filisteancă. Auziți, luați-mi-o acum de soție. Tatăl său și mama sa i-au zis: oare nu este nici o femeie între rudele tale sau în poporul tău de umbli să-ți iei o soție de la filisteni, cei netăiați împrejur? Țineți cont că era păcat, era împotriva legii pentru un israelit să se căsătorească cu cineva dintr-un neam netăiat împrejur. Dar Samson i-a răspuns tatălui său: pe ea să-mi o luați, căci ea îmi place. Și să-mi o luați acum, adică zgrăbit, faceți-mi repede nuntă. Degeaba mama și tata au încercat să îi dea din înțelepciunea lor lui Samson: mă băiete, nu-i bine, mă copile, n-ai experiență, nu-i bine ce faci, nu-i bună dorința asta, nu-i de la Dumnezeu ambiția asta. N-a avut urechi Samson,
pentru părinți. Dacă tinerii și copiii ar ști câtă înțelepciune se ascunde în părinții lor, altfel ar pune problema. E așa un mare dezavantaj că cei mai în vârstă vorbesc limba engleză cu accent sau nu vorbesc prea bine. Și copiii cred că părinții lor nu sunt așa deștepți. Am văzut lucrul acesta în atitudinea copiilor și a tinerilor. Dacă mama și tata nu știe bine engleză sau dacă vorbesc cu accent și mai încurcă gramatical cuvintele și exprimarea, nu sunt prea deștepți. Ei nu se pricep aici în America, ei nu știu. Iubiți tineri, e foarte posibil că părinții sunt nepricepuți la limba engleză, dar au experiența vieții și sunt mai pricepuți ca și voi și în America sau orice, în orice țară s-ar duce. Cum se face că părinții aceștia care nu știu prea bine engleză și vorbesc cu accent au ajuns să creeze firme și companii și să angajeze pe alții care s-au născut aici și să dea joburi la alții și unii să dea joburi chiar la copiii lor? Dacă tu ești așa de deștept și așa de grozav, cum că ai ajuns să lucrezi poate chiar pentru mama și tata care nu sunt așa pricepuți? Cum se face că doi părinți fără experiență în America pot să țină o familie cu 6 copii sau 10 copii, să le cumpere mașini, să le cumpere mașini la fiecare, să le facă nuntă la fiecare, să ajute să mute în prima casă, să le cumpere haine frumoase și uneori unii chiar sunt bolnăviți cu hainele de firmă, eu sunt împotrivă la așa ceva, dar ăsta e un alt subiect. Cum se face? Și alții tineri care au început viața de familie, au făcut școală aici, vorbesc limba engleză la perfecție, nu au conflictul ăsta de cultură, ei au crescut aici, nu se descurcă. Ei n-au bani suficient să se descurce, ei doi, să se întrețină. Și uneori trebuie să-i ajute părinții. V-ați pus întrebarea aceasta? Câtă înțelepciune a pus Dumnezeu în părinții tăi? O, dacă ți-ai deschide ochii, ca și tânăr și tânără, dacă ți-ai deschide ochii să vezi câtă înțelepciune a pus Dumnezeu și cât har ți-a dat Dumnezeu că te-ai născut într-o astfel de familie și dacă ți-a plecat urechea și inima să asculți și să bagi de seamă. Ascultă când mama îți vorbește, chiar de lucru cu care nu ești de acord. Când mama spune, măi fetițo, rochia aia e prea scurtă, e prea strâmtă, mă, nu-i potrivit pentru tine, nu te duci așa la adunare, că mă faci de rușine și nu-i potrivit pentru copiii lui Dumnezeu. A, dar voi ați trăit într-o altă lume. Ascultă, m-am trăit într-o altă lume, dar bună cuvință e bună cuvință, până vine Domnul, n-are importanță în ce lume și în ce civilizație trăiești. Există bună cuvință și bun simț. Dragă, prea înalte stocurile alea, dacă te împiedici, cazi de la înălțime, mă mir că nu ai rău de înălțime când te-ai cocoțat acolo sus pe ele, ca și pe caștarige. Mă, nu-i potrivit, nu-i nevoie, mă. Tu și așa ești destul de înaltă și destul de frumoasă, n-ai nevoie de o astfel de înălțime. A, ce știi tu, mamă? Când îți spune, mă, nu-ți fă părul așa, mă, nu te tunde așa, mai stau de vorbă cu băieții. Cu băieți poate mai puține probleme din sens, în sensul acesta, dar și ei, unii dintre ei, și-o pierdut mințile și au niște tunsori și încep să se vopsească și poartă niște pantaloni de te sperii și te îngrozești, nu știi dacă e băiat sau fată și așa mai departe. Dacă ar asculta copiii ăștia de părinți, dacă și-ar apleca urechea, să zică, mamă, tată, ce părere ai? Ce ziceți voi? Că voi aveți experiență. N-aveți experiență în America, dar nu trebuie să ai atâta experiență în America, să ai mai multă minte. Dacă ați asculta voi și v-ați pleca urechea la cei mai în vârstă, ar fi bine și ar fi ferice de voi și ați fi binecuvântați. Și e porunca Domnului, Domnul să binecuvinteze tineretul cu un duh de ascultare. Ține cont că cel mai mare dar pe care poți să-l faci părinților tăi îi ascultarea. Cel mai mare dar. Dacă asculți și dacă respecti, nu mai are nevoie mama nici de flori, nici de ciocolată. Nu mai are nevoie tata nici de pantofi, nici de cravată. Nu trebuie să le cumperi nimic. Dacă asculți de ei, e cel mai mare dar. Domnul să te binecuvinteze cu acesta. În al patrulea și în ultimul rând, pe scurt, a cinsti mama și
tata, dar mama, vorbim în seara aceasta, înseamnă să o ajuți, să o ajuți acum și mai ales la bătrânețe, pentru că în felul acesta o răsplătești pentru truda și iubirea ei. Nimeni nu știe să iubească în lumea aceasta cum știe să iubească mama. Și mama are nevoie de ajutor, are nevoie de ajutor când crește o casă de copii. Cei mai mari trebuie să sară în ajutor. Să sară în ajutor la spălat pe jos, să sară în ajutor la spălat de vase, să sară în ajutor la cumpărături, să sară în ajutor. Mama lucrează de dimineața și până seara și nu se vede nimic. Și oarecum ce bine că Dumnezeu ne-a creat diferiți. Bărbatul nu știe și nu poate să lucreze unde nu se văd rezultate. Așa ne-a creat Dumnezeu. Noi ca bărbați n-am putea, noi vrem rezultate, noi suntem project-driven people. Noi vrem să vedem ce facem și rezultatul. Și mama lucrează de dimineața până seara acasă și nu se vede nimic. Nu se vede nimic. Și poi mâine ia înapoi de la început. Și poi mâine la fel. Bărbații, noi n-am putea face lucrul ăsta. Noi dacă lucrăm și facem, construim ceva, se vede. Ai mai zidit câteva rânduri, se vede. Ai reparat ceva, se vede. Ai schimbat becul care e ars și se vede. E lumină în casă. Bărbații sunt foarte buni la orice proiect care se vede. Nu lucrează clanța la ușă, s-a stricat lacul, îl schimbă și bun, se vede. La mamă atâta muncă și atâta alergare și nu se vede. Nu se vede și ea în fiecare zi trebuie să aibă răbdare și putere. Câtă dragoste! Nimic pe pământ nu aseamănă cu dragostea mamei și mama are nevoie de ajutor. Are nevoie de ajutor și acum când crește copii, dar are nevoie de ajutor și la bătrânețe când aproape se simte în plus. Țineți cont că cei care au ajuns în vârstă, cei care sunt mai bătrâni de multe ori sunt cercetați de gândul acesta, îs în plus în lumea asta, nimeni nu mai are nevoie de mine, nimeni nu mă mai bagă în seamă, nimeni nu mă mai apreciază, îs în plus aici. Doamne, când vii să mă iai? În momente ca și acestea, mama are nevoie să simtă că îi prețuită, că cineva iubește, că cuiva îi pasă. Mamă, ce mai faci? Mamă, cu ce pot să te ajut? Mamă, ai nevoie de mine cu ceva? Întotdeauna găsește-ți timp și soluții pentru a face ceva frumos pentru mama ta. Ăsta e un mare har și aduce o mare binecuvântare. Numai dragostea de Dumnezeu depășește dragostea de mamă. Această dragoste e evidențiată în Isaia 49:15. Dar oare poate o femeie să-și uite copilul pe care îl alăptează? Poate să-l uite? Răspunsul este nu, nu poate. Pentru că nimeni pe pământ nu iubește ca mama. Dar chiar dacă ea ar uita, eu, zice Domnul, nu te voi uita. Dumnezeu e deasupra dragostei de mamă, dar pe pământ dragostea de mamă e la superlativ. Orice mamă e în stare să-și dea viața pentru copiii ei. E în stare să-și dea mădularele ei pentru copiii ei. E în stare să fie ultima la masă. La noi la masă mama mânca ultima. Nu știam de ce, decât după ce am ajuns mai mare. Pentru că vroia să fie sigură că noi ne-am săturat. Și dacă ea nu se sătura pe deplin, nu era nicio problemă. Chiar era mama. Mama ultima la masă, mama ultima la culcare, mama ultima la haine. Și mama tot așa a rămas și tot așa rămâne. Și asta văd și la mama copiilor mei, în casa mea. Ea e ultima întotdeauna. Dacă mai rămân bani, e ok și pentru mine. La cumpărături de fiecare dată când mergem, pentru fete și pentru mine. Dacă mai rămâne, e ok. La mine nu e nicio problemă, spune mama. Întotdeauna mama renunță la sine ca să dăruiască. Asta e o dragoste specială care trebuie respectată și trebuie răsplătită. Am să închei tot cu o experiență frumoasă pe care eu am trăit-o și nu odată, ci mai de multe ori, care scoate în evidență dragostea specială de mamă. În timpul verii, când eram copil,
responsabilitatea mea era să merg cu vaca în câmp. Trăind la țară, asta făceam. Dimineața mergeam cu vaca în câmp, o duceam la prânz acasă, de la ora 12 la ora 3. La ora 3 mergeam din nou cu vaca în câmp până apunea soarele și apoi o duceam acasă. Așa se hrănea vaca. Făceam lucrul ăsta cu vecinii, cu colegii, cu prietenii din sat. Dar la prânz, dacă era vreme frumoasă, eu eram bolnav după someș, eram bolnav după apă. Eu trebuia neapărat, chiar dacă era de lucru acasă, mai ales dacă tata nu era acasă, dacă tata era acasă, de frică stăteam acasă și mai făceam câte ceva. Dacă tata nu era acasă, dispăream. Nu știu cum făceam, dar dispăream. Mă striga mama, eu eram nicăieri. La primul semnal, când copilul vecinului trecea pe lângă poarta noastră și nu striga ca să nu audă mama din casă, ci făcea semn. Ăsta era semnalul. Ăsta era semnalul. Că mergem la not. El trecea prin fața casei și știam că se pleacă la someș. Dispăream prin șură, prin spate, prin grădină, pe față. Găseam eu cum să dispar de acasă. Și nu era nicio problemă dacă la ora 3 veneam înapoi. Dar necazul vieții mele a fost că cei mai buni prieteni ai mei n-aveau vacă acasă. Asta a fost necazul și blestemul și suferința vieții mele. La ora 3, copiii cu minți se întorceau acasă ca să meargă cu vaca în câmp. Dar eu cu prietenii mei, doi Dorel din sat și Dorel din Baia Mare care venea în vacanță, doi Doreli. Fără vite acasă, fără responsabilități, pe ei îi lăsa părinții și bunicii până seara dacă vor. Și eu, fiind pe lângă ei, mai stau un pic. Și nu de puține ori a fost că veneam la 5 acasă. Și la 5 vaca era ruptă de foame și alții veneau cu vaca din câmp. Și eu soseam acasă. Și mă gândeam, cum să intru în casă? Nu intram în casă. Mergeam prin spate, tiptil, intram în graj, dezlegam vaca și ieșeam, dar cu vaca trebuia să ies prin curte. Și ziceam, acum dacă mă vede mama și ia o jordă, cum era termenul de la noi, să nu-i zic nu ia, că nu iau, era un termen finuț. Ia jorda aia lungă, câteva la spinare, le meritam. Eram gata, pregătit ca să le primesc. Dar ce era mai interesant și ce mi-a cucerit mie inima ca și copil, e că mama ieșea afară din casă cu un sandwich. Mama ieșea afară din casă cu un sandwich. Și atunci mă lăsau puterile. Și zicea Cornel, iar ai întârziat, dar știu că ți-e foame, că n-ai mâncat nimic. Și să nu mergi în câmp flămând, că e prea târziu până diseară. Și în loc să ia nuiaua și să-mi dea pe spinare cum meritam, îmi întindea un sandwich și luam sandwich-ul și plecam la câmp și ziceam, Doamne, cum să mă rup de prietenii ăștia mei, că mama e o femeie așa de deosebită și mă iubește așa de mult. Uite că îmi dă mâncare când trebuie să îmi dea bătaie. Doamne, nu mai fac. Și trecea zile și nu mai făceam. Lucra dragostea asta, vă spun că lucrează. Cum lucrează dragostea, nu lucrează nimic. Dar în seara aceasta vreau să închei cu gândul iubirii lui Dumnezeu față de noi. Și vreau să cred că dragostea lui Dumnezeu lucrează pentru mine și pentru tine. Noi suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a iubit. Și în timp ce meritam pedeapsa și moartea și blestemul, Dumnezeu ne-a dat mântuirea. Noi trebuia să ajungem toți în iad. Asta meritam, de asta eram vrednici. Dar Dumnezeu prin Iisus Hristos ne-a iubit așa de mult că ne-a oferit mântuirea. Și dacă ești un om nemântuit în seara aceasta aici, dacă ești un tânăr nemântuit în seara aceasta aici, aș dori ca să-ți deschizi inima și să ți-o despietrești și să accepți dragostea lui Dumnezeu care vrea să te ducă în rai, care în loc de pedeapsă și blestem vrea să-ți dea mântuire și pace, vrea să-ți dea viață veșnică. Și mă rog să pleci din locul acesta binecuvântat. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului pe picioare și cu capetele plecate să ne apropiem de tronul Harului. Și mai întâi aș dori ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru mamele cu care Domnul ne-a binecuvântat și să ne rugăm ca Domnul să le dea sănătate, Domnul să le dea putere și o bătrânețe fericită și împlinită de prezența Domnului.
Apoi să ne rugăm pentru toate mamele din adunare, și cele mai tinere și cele mai în vârstă. Domnul să le îmbrace cu înțelepciune și cu toate darurile de care au nevoie și cu multă răbdare. Domnul să le binecuvânteze, Domnul să răsplătească munca și osteneala lor. Apoi ne rugăm pentru toți tinerii din adunare, pentru toți copiii din adunare. Domnul să-i ajute să-și respecte și să cinstească mama și tata, și prin aceasta să-L cinstească și să respecte pe Dumnezeu. Și apoi să ne rugăm pentru toți cei prezenți în adunare și pentru cei care nu-i cunosc pe, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dragostea Domnului să atingă inima oricărui prezent în locul acesta, oricărui suflet prezent aici, dacă ești bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân. Dragostea Domnului să atingă și să cucerească inima ta și să pleci din locul acesta iertat și mântuit și împăcat cu Dumnezeu. Cu capetele plecate ne închinăm în rugăciune.